Dragi colegi, mi-au mai trecut emoțiile. Vă mulțumesc și eu pentru că, iată, astăzi, într-o după-amiază de duminică, v-ați făcut timp să fiți alături de mine. Sunt onorat și vă mulțumesc pentru acest lucru. Ce m-a determinat să candidez? Trebuie să vă mărturisesc și acest lucru. Mergeam pe stradă și toți mă întrebau, candidați, da? Zic că să vedem, nu știu. Păi dacă nu dumneavoastră, atunci cine? Colegii mei de la partid, sigur, același lucru mi-au spus. Și atunci am hotărât să-mi asum Consiliul Județean, domn președinte al partidului. S-a făcut și un sondaj, ca să spun așa, și sigur am acceptat cu multă plăcere să duc localitatea până la urmă. Că nu candidez pentru mine sau pentru colegii mei consilieri. Noi suntem trecători în viață. Este vorba despre localitatea Mioveni și despre viitorul și dezvoltarea orașului Mioveni. Mi-aduc aminte, făcând așa o gândire în urmă, când am venit prima oară în Mioveni. Eram tânăr stagiar, am venit cu o geantă, cu diploma de inginer în buzunar, am lăsat bagajul la o cunoștință care avea apartament aici de la mine din comună și am urcat coasta ICN-ului pe jos. M-am angajat acolo, am lucrat 20 de ani, pe parcurs mi-am propus să intru și în politică și în 1998 intru în politică, devin consilier local și din anul 2000 viceprimar până în anul 2020. Activitatea mea ca viceprimar a însemnat, dacă vreți, orașul modern care îl regăsim astăzi. Atunci când am venit prima oară în Mioveni, nu erau decât câteva obiective. Era Beco acolo, de la intersecția de școala Tocurceanu cu, știți foarte bine la ce mă refer, până la Colibaș era numai câmpie. Erau câteva instituții, era piața veche, era primăria veche pe actualul Profi acolo, era grupul școlar Colibaș, liceul, școala generală Liviu Rebreanu și cam atâta din instituțiile, poliția care funcționa atunci și cam astea erau obiectivele care au fost pe parcursul perioadei cât am fost viceprimar. Vreau să vă spun că au fost înfăptuite o serie de obiective printre care vreau să amintesc rețele editare în toate localitățile, în toate cartierele orașului, Colibaș, Racovița, Cucereasa și Făget. Apă, canalizare, gaze. Apoi, tot ce a însemnat asfaltare, străzi. Grădinițele creșe din Aur și din Peu, care nu erau la acel moment când am venit. Liceul Iulia Zanfirescu, centru cultural, parcul tineretului, clădirea multifuncțională la Făget și la Colibaș și reparația la, și modernizarea căminului cultural de la Racovița. Spitalul Mioveni. Iată, toate acestea, în calitatea mea de viceprimar și inginer, am făcut parte din comisia care a vizat aceste proiecte. Am verificat pe parcursul construcției și execuției toate aceste lucrări și am făcut parte ca președinte în comisia de recepție a acestor obiective. Toate aceste obiective sunt rod al muncii, nu numai al întregii echipe, Partidul Social Democrat, al funcționarilor din primăria Mioveni și, bineînțeles, efortul concertat al Consiliului Județean pentru anumite proiecte și al parlamentarilor noștri care au făcut lobby și au fost în permanență interfața noastră a autorității locale cu Guvernul României. Și aici vreau să vă reamintesc de spitalul de la Mioveni, care a primit cam o treime din fonduri de la Guvern, de Bulevardul Dacia, care, cum spunea domnul președinte, am avut ajutorul nemijlocit și al drumurilor naționale care au fost de acord să asfaltăm tot Bulevardul Dacia. Toate acestea sunt ceea ce vă spuneam, rod al muncii în echipă. De-aia vă spun, atunci când vom merge la vot,
Nu numai eu trebuie să fiu votat, și echipa de consilieri și pe celelalte buletine, președinte Consiliului Județean, domnul Ion Zână, consilierii județeni și la europarlamentare, de asemenea, să punem ștampila pe Partidul Social Democrat, pentru că, iată, ora exactă, cum spunea domnul deputat Paverescu, aici de față, se dă de la Bruxelles. Cam astea au fost realizările din ultima perioadă. Eu mi-am făcut și un program politic care vom merge la alegeri. El va fi redactat eu l-am structurat așa pe capitole. Am vrut să pun un cin într-o oarecare ordine firească și am zis așa, vom avea o relație permanentă cu toți salariații primăriei, vom reuși să avem o relație bună cu cetățenii din orașul Mioveni prin întâlniri săptămânale, lunare, sigur, atunci când sunt niște probleme sensibile ale localității, să informăm pe cale prin media, să avem un dialog permanent cu dânsii. De asemenea, să avem un dialog permanent cu instituțiile din orașul Mioveni, cu poliția locală, care va face ordinea publică, va vechea la ordinea publică și la tot ce înseamnă siguranța cetățeanului pe stradă. Învățământ, cale spre performanță. Implementarea, susținerea și dezvoltarea învățământului tehnic în sistem dual la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini. Dezvoltarea de programe after school. Știți foarte bine că de la clasa 1 până la clasa 4 sau de la clasa pregătitoare este nevoie de așa ceva prin continuarea oricum după școală și să primească o masă caldă și să fie supravegheați, astfel încât părinții să știe că copiii dinșilor sunt într-o permanență și supravegheați. Avem un program construcția a două creșe. Știm că există nevoie și o știm și știm de la părinți că este nevoie mai multă de locuri în creșele din Mioveni. Ne-am propus să construim două creșe, una în zona de sud și una în zona de nord, astfel încât să venim în întâmpinarea acestor probleme. Vom susține continuare performanța școlară prin acordarea de burse și organizarea de tabere pentru elevii meritoși, ceea ce se întâmplă și acum. Organizarea de concursuri tematice, festivaluri de știință și activități de promovare a elevilor talentați. Sănătatea, grijă față de semenii noștri. Susținerea și consolidarea serviciilor medicale oferite comunității de spitalul Urășenescu cu Spiridon Mioveni. Dezvoltarea unor servicii de asistență medicală în domeniul pediatrie și medicină de urgență în cadrul spitalului Mioveni. Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară care să integreze medicina primară, activități preventive, premii familiar, sănătatea mamei și a copilului în unitățile sanitare de pe rasa orașului Mioveni. Continuarea asigurării funcționării centrului de permanență de la Făget. Mai departe, punctul 4, am zis, siguranță, apărarea drepturilor cetățenilor, dezvoltarea și modernizarea sistemelor de supraveghere și de monitorizare video, dezvoltarea și dotarea corespunzătoare a poliției locale pentru îmbunătățirea serviciilor către populație. Pe social suntem aproape de oameni. Oferim garanția că orice cetățean vulnerabil al nivelului aflat în dificultate din punct de vedere social sau medical va primi sprijinul adecvat legal. Continuarea acordării stimulentelor pentru nou născuți prin programul Bebelușul. Dezvoltarea serviciilor, direcții de asistență socială și implicarea în campanii de conștientizare în mediul școlar, antiviolență, consum de substanțe interzise, oferirea de asistență psihologică și consiliere de specialitate în cadrul adulturilor, susținerea programelor culturale și a proiectelor educaționale
destinate copiilor în comunitate, a programelor dedicate tinerilor și activităților social-culturale pentru seniorii orașului. Înființarea unui club al seniorilor în orașul Mioveni și există. În mediul de afaceri, o economie sustenabilă, suntem conștienți că dezvoltarea mediului de afaceri înseamnă prosperitatea orașului. Vom încerca să și vom reuși să valorificăm oportunitățile de dezvoltare economică ale zonei prin acordarea de facilități fiscale acelor firme cu sediul social în orașul Mioveni care reinvestesc profitul în comunitate. Înființarea unui parc logistic industrial pentru crearea, dezvoltarea de noi locuri de muncă. Stimularea spiritului antreprenorial și inovator cu rol esențial în creșterea economică a orașului. De asemenea, ne dorim înființarea unei structuri asociative la nivel local a reprezentanților oamenilor de afaceri, astfel încât relația și interfața cu aceștia de a cunoaște problemele cu care se confruntă să fie mai facil. În cultură și sport, începerea demersurilor pentru preluarea, administrarea și reabilitarea Casei de Cultură a Sindicatelor. Punerea în valoare a multiculturalismului prin organizarea de proiecte culturale, cursuri și activități educative care să insufle pasiunea pentru cultură, patrimoniu cultural și stil de viață sănătos. Promovarea și susținerea copiilor și tinerilor talentați în sport și în cultură. Modernizarea și reabilitarea terenurilor de sport în cadrul unităților de învățământ din oraș. Susținerea materială și promovarea sportului de masă. Restaurarea Bisericii Sfântul Gheorghe și a Mănăstirii Vieroși după Cet. În domeniul utilităților publice vom extinde acele utilități necesare pe toate străzile nou înființate din orașul Mioveni. Introducerea unor canalizări pluviale în zone sensibile atunci când avem ploi abundente într-un timp foarte scurt. Extinderea rețelelor de iluminat public în toate zonele unde s-au construit case, unde tinerii și-au construit și și-au cumpărat terenul. Construirea unei piețe agroalimentare moderne pe locul pieței care există în momentul actual. La infrastructură rutieră ne propunem sistematizarea rutieră în vederea furnizării traficului pentru orașul Mioveni, introducerea cablurilor aeriene acolo unde structura sau infrastructura permite, modernizarea stațiilor de călători existente pentru infrastructură de transport public a orașului, realizarea de piste de biciclete pentru toate zonele orașului, inclusiv cartiere, pe tronsoarele unde această infrastructură actuală permite. Reabilitarea și extinderea parcărilor existente și construirea a două parcări, una în zona de sud a orașului și una în zona de nord, parcări supraetajate, pentru că, sigur, în orașul Mioveni, foarte mulți cetățeni au avut posibilitatea și au cumpărat mașini. Asfaltarea tuturor străzilor care mai sunt la momentul acesta în zonele de extensie a locuințelor pentru tine, reabilitarea integrală a trotuarelor și parcărilor afectate și refacerea lucrărilor de reabilitare și demararea procedurilor pentru construirea variantei ocolitare a orașului Mioveni. În domeniul urbanismului ne dorim un oraș modern. Actualizarea constantă, după principiul dezvoltării durabile a planului urbanistic general. Vom fi foarte drastici cu verificarea tuturor construcțiilor sau autorizațiilor de construcții sau punerea în opera autorizațiilor de construire care nu respectă legislația și în vigoare. Regenerarea centrului civic. Avem aici de a reface parcul tineretului și toate zonele verzi și trotuarele din orașul, din centru și din axa principală a orașului. Mediul, oraș verde ne dorim,
înființarea sistemelor alternative de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice și, de ce nu, și prin sisteme de cogenerare, pentru că avem foarte multe obiective și știm foarte bine că energia electrică este foarte scumpă și încercăm să reducem aceste costuri prin implementarea acestor proiecte. Vom avea sprijin pentru asociațiile de proprietari în vederea învelopării. Realizarea unui parc de agrement în zona H36-H40 și, de asemenea, ce-mi doresc eu cel mai mult și am văzut că toți locuitorii își doresc, am pregătit, de când eram viceprimar și s-a votat așa, planul urbanistic general privind de o zonă verde în zona derivată adiacentă pădurii, în care ne dorim să achiziționăm o suprafață de 10-15 hectare pentru un parc mare al orașului, care să cuprindă zone de recreere, terenul de sport, de agrement, zonă de picnic, piste pentru biciclete. Toate acestea fac parte din programul nostru, care va fi redactat și cu care vom ieși în campania electorală. În încheiere vreau să mulțumesc echipei de consilieri care sunt acum în funcție și celor care vor fi în listele pentru un viitor mandat, pentru că împreună cu dânsii ne dorim și să punem în valoare și să punem în operă acest proiect. Vă mulțumesc!